Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit aici la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește la un an de la pornirea invaziei ruse în Ucraina. Discutăm cu politologul de la București, Radu Carp. Mulțumim mult, domnule profesor, că ați ajuns la Chișinău și la Vocea Basarabiei să punem în discuție mai multe probleme care zdruncină astăzi securitatea din această regiune în jurul Mării Negre, să vorbim și despre cooperarea bilaterală. Dar pentru început să vă întreb pe dumneavoastră, astăzi încă lumea se mai gândește la trei scenarii, ce se întâmplă după agresiunea rusă în Ucraina, o victorie a Ucrainei, o împotmolire pe termen mediu și lung sau o victorie a lui Putin? În primul rând, bun găsit tuturor celor care ne urmăresc. Am mai fost la Vocea Basarabei și revin cu plăcere de fiecare dată. Mulțumim! Și îmi pare rău că s-a întâmplat să fie aceasta, să coincidă cu un an de la începutul războiului din Ucraina, pentru că mie personal mi se pare absolut incredibil faptul că a trecut un an și Ucraina rezistă. În ciuda tuturor așteptărilor, în ciuda tuturor estimărilor specialiștilor, iată că Ucraina rezistă și războiul continuă. Acum, cred că trăim unul dintre cele mai delicate momente ale acestui război. De ce? Pentru că în momentul de față nu se mai pune problema unui război între Ucraina și Rusia. Nu mai este vorba de un război regional, așa cum au încercat mai mulți experți să-l prezinte, ci este un conflict între Federația Rusă și lumea civilizată care sprijină Ucraina. Sigur, doar Ucraina este implicată cu trupe, dar sprijinul pentru Ucraina niciodată n-a fost atât de puternic precum cel care s-a manifestat în ultimele zile. Se va menține această solidaritate? Pentru că mai sunt și voci care se nuanțează când vorbesc despre ceea ce se întâmplă în relația Rusiei cu Ucraina. Da, deocamdată opinia publică a statelor occidentale este în favoarea Ucrainei într-o proporție covârșitoare. Dacă opinia publică se va schimba, ceea ce nu cred, pentru că Ucraina a dovedit curaj și eroism și determinare în a-și recăpăta controlul asupra propriei țări, dacă nu se va schimba opinia publică, atunci politicienii sunt legați ombilical de această opinie publică. Ei nu pot nici să ofere Ucrainei mai mult decât este cazul potrivit opiniei publice și nu pot nici să meargă într-o variantă în care ar spune că oferă mai puțin, încercând să schimbe această opinie publică. Deci, lucru îmbucurător, și asta s-a văzut și ieri în sondajele Eurostat, există un sprijin constant, masiv, al opiniei publice, al cetățenilor europeni în favoarea Ucrainei. Dar un sentiment de oboseală apare. Da, e firesc, pentru că așa cum eu personal sunt mirat că aniversăm, nu e o aniversare, e ceva foarte trist. Aniversare tristă, sau cum se zice. Da, un an de zile, la fel se întâmplă cu mulți dintre decidenții politici, în sensul că efectiv nimeni nu s-a așteptat să se întâmple acest lucru și nimeni nu s-a așteptat ca la un an după începerea ostilităților situația să fie în continuare tensionată, să nu se știe exact dacă o parte sau alta are un avantaj. Deci e undeva un record trist pentru Europa. Noi am mai trăit la scară mică, într-un fel, acest sentiment în fostă Iugoslavie. Când, la fel, după încheierea unui an de la izbucnirea conflictului, nu se vedea nimic la orizont și ulterior situația s-a accelerat din motivele pe care le cunoaștem, dar s-a accelerat la câțiva ani de la începerea conflictului. Sigur, aici factorii sunt diferiți, în sensul că există o coaliție foarte mare care sprijină Ucraina și o sprijină în tot ce înseamnă economic, financiar, militar și așa mai departe. Și totuși președintele Franței a lăsat să se înțeleagă la conferința de la München că e bine să se gândească cum să fie negociată pacea. Da. Cum să se ajungă la un armistițiu. Da, sigur, toți dorim acest lucru, inclusiv ucrainenii doresc în chiar austerități. Ucrainenii spun clar, că ei dar în condițiile normale. Nu vor normale. Admite da. Să se treacă peste anumite linii roșii. Da, cred că nimeni nu va admite ca o pace să fie negociată în sensul de a consfinți aceste alipiri teritoriale ilegale ale Federației Ruse.
Nici ucrainenii și nici o altă țară din Europa, sigur, afară de Federația Rusă, pentru că aici, de fapt, este vorba de un conflict între cei care cred încă în suveranitate și în principiile dreptului internațional și, pe de altă parte, Federația Rusă care acționează total împotrivă. Am văzut la rezoluția ONU, care a fost votată ieri. De partea Federației Ruse sunt doar câteva state care sunt dictaturi și în care liderii, mă rog, continuă să fie la putere tocmai pentru că au sprijin la Kremlin, nemai având sprijinul populației. Deci, în momentul de față, votul din cadrul ONU a arătat foarte clar situația. Dar eforturile Chinei de a încerca să se prezinte ca o mare putere care poate să îi aducă la o masă de negocieri. Da, China nu a propus. Da. Liderii celor două țări sau pe reprezentanții celor două țări. Da, multe vorbe, puține fapte. China a considerat că se poate să fie un negociator, dar nu a venit cu nimic concret. Nu există. Adică, sigur, ei au publicat un fel de plan de pace, dar care sunt mai mult, nu știu, lozinci, sunt citate din doctrina Partidului Comunist. Adică nu e absolut nimic concret. Președintele Zelenski a spus, așteptăm un plan din partea Chinei să-l discutăm, dar el nu există deocamdată. În al doilea rând, șeful diplomației chineze care a fost trimis la Beijing nu are autoritate. Nu are autoritate. Aici, șeful diplomației chineze care a fost trimis? La Moscova. La Moscova. Ați spus la Beijing. Scuze. La Moscova. Nu are niciun fel de autoritate. Și am să explic de ce. În China contează mai mult ierarhia din cadrul Partidului Comunist decât ierarhia guvernamentală. Ori ministrul de externe nu are un rol determinant în această ierarhie. Dacă China ar fi vrut să facă un demers serios, ar fi trimis pe cineva cu responsabilități în cadrul partidului. Așa funcționează lucrurile, dar noi știm asta și din România și din Republica Moldova, că miniștrii sunt de pantomimă, da? Niște fantoșe și cei care conduc partidul unic au puterea de a negocia. A fost doar un gest de a arăta că, mă rog, China este în continuare prezentă, pentru că emisarul chinez nu a venit cu nimic. Dar mai mult, în presa chineză a apărut oficială, că nu există altă presă, nu există pluralism politic în China, a apărut în ziua vizitei la Moscova, a apărut un articol foarte interesant în care se spunea așa, că Occidentul a trebuit să depășească diferența între democrație și regimul autoritar. Adică ce vrea să spună acel articol? Că, de fapt, nu contează, nu ar trebui să conteze pentru Statele Unite faptul că, mă rog, China și Rusia, ca regimuri autoritare, au un dialog, ci să fim pragmatici, să nu mai pretindem atâta democrație. De fapt, asta s-a urmărit. Nu s-a urmărit un plan de pace în Ucraina, ci a fost un gest demonstrativ că, de fapt, democrația nu contează. Unde a ajuns în acest timp în vizite Vladimir Putin și unde a ajuns liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky? Volodymyr Zelensky a fost și la New York, a fost și la Londra, a fost și la Bruxelles. Peste tot, acum numele lui e cunoscut și bine cunoscut și chiar apreciat și unde a ajuns liderul de la Kremlin în această perioadă. Președintele Zelenski a făcut un lucru extraordinar în sensul că aceste vizite au fost foarte riscante. Să nu uităm, Ucraina este o țară în război. Să nu uităm faptul că președintele are atribuții executive pe durata acestei stări. Nici măcar nu e o stare de urgență, este o stare în care acționează legea marțial. Da? Deci președintele are atribuții executive în ceea ce privește operațiunile de pe teren. Și e normal să fie așa. Și în aceste condiții, Zelenski a riscat, a fost întâi la Washington, după ce mai devreme a fost la Bakhmut, cu o zi înainte a fost la Bakhmut și după aceea direct la Washington, a fost la Bruxelles, a fost la Paris, a fost la Londra, a fost în toate țările în care contează. Este o prezență bine cunoscută în întreaga lume. Este chemat să vorbească online peste tot. Din Taiwan, Coreea de Sud, Japonia, România, Chișinău, absolut peste tot. Da?
pe când președintele Putin este izolat. El a avut câteva deplasări externe, cred, doar în țările acestea din Asia Centrală, dacă nu mă înșel, undeva în Turcia. Deci în zona pe care o controlează, sau mă rog, crede că o controlează, pentru că și, mă rog, chiar și în Turcia a fost primit cu oarecare răceală, n-am spune cu ostilitate, oarecare răceală. Venind pe drum aici, am citit un pasaj foarte interesant dintr-o carte a unei foste consiliere a președintelui Zelenski, Iulia Mendel, jurnalistă, care e condamnare jurnalistă la Kiev, în care ea relatează o vizită din 2020 a președintelui Zelenski, culmea, că asta m-a surprins, la Bahmut. Deci, ca să vedeți cum se desfășoară aceste vizite. A spus că, pur și simplu, Zelenski, fiind președinte, a spus să oprim în Bahmut. Sigur, atunci nu era război și a spus, și s-a întrebat de ce, și a spus, vreau să vizitez o fabrică de pâine. Și relatează Iulia Mendel că mi s-a propus președintelui Zelenski să mai meargă încă 55 de km până la Donetsk și a spus, nu, din moment ce am discutat cu oamenii din Bahmut, rămânem aici. În Bahmut nu exista nici atunci un hotel și delegația președintelui Zelenski a dormit unde? În spitalul din Bahmut. Deci Zelenski este genul de lider politic care nu se formalizează. La Kiev au ajuns foarte mulți lideri, de la președintele american Joe Biden, președintele Poloniei, președintele Franței, președintele Germaniei și încă foarte mulți alți lideri. Asta înseamnă încă o dată că Ucraina este sprijinită în acest efort de a-și consolida sau de a-și recăpăta integritatea. Da, mai ales vizita președintelui Biden este cu totul remarcabilă. Și am să explic de ce. Este o vizită pregătită încă de anul trecut, din 1 octombrie, o vizită foarte riscantă, pentru că Ucraina este o țară aflată în război, inclusiv pe durata vizitei președintelui Biden, alarmele aeriene au sunat inclusiv în Kiev. Președintele Biden are o vârstă și totuși el s-a deplasat o noapte întreagă, a venit la ora 8 dimineața în Kiev, 10 ore a mers cu trenul pentru a avea program toată ziua. A fost atât de surprinzătoare vizita respectivă, încât chiar și presa ucraineană relata la primele orele dimineții că poate e o farsă, poate o iluzie, spuneau, poate e o sosie a lui Biden. E incredibil că a venit la Kiev și după aceea s-au lămurit că nu este așa. A fost o vizită foarte riscantă, dar președintele Biden prin această vizită și-a legat în istorie destinul președintelui Putin. De ce? Pentru că rare ori se întâmplă ca președinții Rusiei și Statele Unite să aibă în aceea zi o cuvântare, un discursuri de amploare, discursuri fundamentale, discursuri care vor fi analizate și peste câțiva ani. Într-un discurs rostit la Varșovia, președintele Biden a vorbit și despre Republica Moldova și despre președinta Maia Sandu. Ceva mai devreme, când și-a rostit discursul Vladimir Putin, mulți credeau că liderul de la Kremlin va vorbi și el despre Republica Moldova. Nu s-a întâmplat acest lucru. Pe moment, credeți că cele două mari puteri, Rusia și Statele Unite ale Americii, se gândesc la Republica Moldova ca la o perspectivă că iese Moldova de sub influența Federației Ruse, că va avea o perspectivă de integrare Republica Moldova? Ce credeți dumneavoastră ca un bun observator a tot ceea ce se întâmplă pe scena politică? Eu vă spun și mărturisesc acest lucru cu atenție. Noi încă nu am analizat așa cum trebuie discursul președintelui Putin, pentru că a fost un discurs de 2 ore. Eu mărturisesc faptul că abia acum încep să-l deșifrez. Și ce a zis? A zis niște lucruri înspăimântătoare. Pentru că, și care nu au fost foarte bine legate. Și am să încerc să le leg. El a vorbit în acest discurs, pentru prima dată, mă rog, și a rafinat discursul privind legitimitatea Federației Ruse de a revendica întregul spațiu ex-sovietic. El a vorbit despre o anumită legitimitate statală, dar, repet, încă nu am deșifrat și toți analiștii încercăm să deșifrăm exact ce a vrut să spună, o legitimitate statală de a interveni oriunde în spațiul ex-sovietic. Și de aceea
Nu întâmplător a apărut acel decret, acel ucaz prezidențial chiar în ziua discursului, pentru că el pune în practică această gândire. Până acum, Vladimir Putin vorbea despre desemarea URSS ca fiind o tragedie, în fine, s-a exprimat de mai multe ori. Dar acum are o bază ideologică pe care el și-a format-o. În sensul că, din momentul acelui discurs, orice punct de pe hartă care s-a aflat în fostul Uniunea Sovietică poate fi revendicat de Federația Rusă în numele acestui, nu știu cum să spun, destin statal care este transcendent istoriei. E foarte interesant ce a spus el și, repet, noi încă n-am deșifrat tot ce a spus el, pentru că a fost un discurs lung de 2 ore. Și discursul președintelui american în Polonia? Și tangențele cu Republica Moldova. Da, discursul lui Biden a durat 20 de minute, deci a fost infinit mai puțin. Dar a fost un discurs memorabil, un discurs care va intra în istorie. De ce? Pentru că așa cum Vladimir Putin vorbește de un destin statal al Rusiei de-a lungul istoriei, care transcede istoria trecut, prezent, viitor, președintele Biden vorbește despre democrații care rezistă în prezent și vor rezista și în viitor pentru că afirmă valoarea libertății. Asta e esența discursului Biden. Și el spune așa, apărăm Ucraina pentru că democrațiile apără libertatea. Nu avem o altă valoare mai mare din punct de vedere politic decât libertatea. Și în numele libertății acționăm unit în Ucraina. Deci, și președintele Biden a dat o tentă, cum să spun, suprapolitică, ideologică, felului de a acționa în prezent. Deci, în momentul de față, lucrurile sunt foarte clare. Avem de a face cu o comunitate a democrațiilor care își apără propriile valori și, pe de altă parte, un stat autoritar care consideră, aici nu mă hazardez în aceste afirmații, are o filozofie foarte asemănătoare germanei naziste care vorbea de spațiu vital. Exact așa aproșa germanii naziste. A spus că avem un spațiu vital care e întreaga Europa. Dar în discursul liderului de la Casa Albă s-a făcut referire și la Republica Moldova și a cerut, chiar publicul a invitat să o aplaude pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Da, pentru că în momentul de față Republica Moldova, fiind un stat neutru, nefiind încă membru Uniunii Europeană, nefiind membru NATO, nu are aceste garanții de securitate de care beneficiază țările NATO. Și e într-o situație aparte. N-aș spune dificilă, dar într-o situație aparte. Și de multe ori, în plan politic, contează și aceste garanții de securitate simbolice. Momentul în care președintele Statelor Unite spune o salut pe doamna Maia Sandu și sprijinim Republica Moldova, momentul în care președintele Iohannis spune vom acționa în orice scenariu posibil, chiar dacă România nu are o obligație juridică, noi nu avem un tratat, cum să spun, România și Republica Moldova nu sunt cum este Federația Rusă cu Belarus, cu Belarus sau cu, nu știu, unde au intervenit ei în ianuarie anul trecut. În conflictul Armenia-Azerbaijan. Nu, în Kazahstan. Acolo s-a spus, Putin a spus ce intervenim pentru că avem o clauză. Da, așa este, tratatul respectiv spunea, putem interveni. România nu are, Statele Unite nu au asemenea clauze. Și totuși, aceste declarații simbolice valorează mai mult decât toate tratatele astea de tip CSTO și așa mai departe. Și care e valoarea? Păi, valoarea este foarte simplă. Mesajul care a fost dat la Kremlin a fost... La Kremlin? La... Da, mesajul a fost foarte bine auzit la Kremlin, ca dovadă că au început reacții foarte vehemente, nu va atinge să Republica Moldova. Deci a fost un mesaj simplu pe înțelesul tuturor și ați văzut că imediat au început să apară reacții. Acel ministru adjunct de externe rus a spus că, mă rog, Republica Moldova nu mai are niciun control cu Tiraspol și așa mai departe. Eu personal... m-am uitat puțin pe biografia acestui individ. Este un diplomat rus, mă rog, în aparatul sovietic din 1983. Aici Vladimir Putin are dreptate. Există o continuitate perfectă între
Uniunea Sovietică și Federația Rusă, pe planul oamenilor care susțin acest regim. De un an de zile, războiul se desfășoară în apropierea granițelor Republicii Moldova-României. România nu s-a aflat în pericol, fiind protejată de apartenența la Alianța Nord-Atlantică. În Republica Moldova situația e mai delicată, pentru că astăzi, mai mult ca niciodată, mulți se întreabă ce îi oferă acest statut de neutralitate Republicii Moldova. Îi oferă securitate? Sub care umbrelă este astăzi asigurată securitatea Republicii Moldova? Aici cred că a fost gândită foarte prost această neutralitate, pentru că, sigur, Republica Moldova la începutul anilor 90, după căpătarea independenței, a raționat în felul următor. Suntem o țară mică, nu vom face niciodată față cu brio unei eventuale invazii, unei agresiuni militare, deci statutul de neutralitate ne va proteja. Dar s-a uitat un lucru. Statele care și-au asumat neutralitatea și-au întărit forțele armate. Pentru că nu poate exista neutralitate în absența unui aparat militar foarte bine pus la punct. De exemplu, Elveția. Elveția este un stat neutru, prin Constituție de câteva sute de ani. În Elveția, fiecare cetățean este considerat a fi voluntar într-un eventual război și mai mult, în Elveția, fiecare cetățean primește acasă o armă, în condiții foarte drastice. Întrebarea este de ce? O primește pentru că îi se spune poate izbucni războiul oricând. Într-o țară care de 200 de ani n-a mai fost în niciun război. Și iar oamenii nu spun refuz să am armă acasă. Deci, neutralitatea se bazează pe voluntariatul oamenilor care înțeleg să-și apere țara. Neutralitatea se bazează pe o pregătire militară excepțională. Finlanda, stat neutru, cel mai bun serviciu de spionaj militar din lume. Tocmai pentru că au vrut să se asigure că nu vor fi victima unei agresiuni militare. Și astăzi, Republica Moldova, cine îi întinde o mână ca să fie protejată? Republicii Moldova, cine îi oferă această protecție? Aici este o întrebare deschisă. Pe de altă parte, în orice scenariu, ar fi, este clar că în cazul unei agresiuni sau unei înscenări de agresiune, pentru că așa încep toate aceste agresiuni prin diverse înscenări, Republica Moldova nu este singură. Acum, care va fi forma concretă în care va putea fi ajutată de Ucraina, de România, de alte state europene, de Statele Unite? Asta este o chestiune despre care nu cred că e momentul să discutăm. Nu este oportun. De ce? Pentru că ar fi bine ca toate aceste lucruri să fie făcute cât mai discret posibil. Repet, pregătirea este cea mai bună armă, cum să spun, împotriva oricărei agresiuni. Deci cred că Republica Moldova nu este singură. Dacă ar fi fost singură, Maia Sandu n-ar fi fost primită la Varșovia, n-ar fi fost invitată la Varșovia, n-ar fi fost invitată la București, n-ar fi fost invitată la Davos, la München și așa mai departe. Deci Republica Moldova, din punct politic, nu este singură și a spune că este momentul în care este, cum să spun, dacă îmi permit un barbarism, cel mai puțin are cel mai jos, cel mai puțin intens sentiment de a fi singur. Da, tot mai multe voci, inclusiv aici la Chișinău, se întreabă cum că Maia Sandu a reușit să fie prezentă și la Davos, și la München, și la Varșovia și nu a participat, de exemplu, președintele României, Iohannis. Da, acum, sigur, eu am spus-o întotdeauna, toată această ecuație din ultimele săptămâni, ultimele luni, nu trebuie gândită Maia Sandu versus Klaus Iohannis, ci trebuie gândită Maia Sandu împreună cu Klaus Iohannis. Acum, președintele României participă la alte reuniuni la care Maia Sandu nu poate, în mod evident, în mod obiectiv, să participe. Președintele României participă, de exemplu, la lucrările Consiliului European.
președinte, România a participat la lucrările acestui summit B9. Maia Sandu nu a participat, au participat doar liderii NATO. Păi care... România are alta apartenență, da. Deci, face parte din UE, deci, și NATO. E foarte bine, e foarte bine în viziunea mea ca cei doi președinți să aibă activități complementare. Deci, sigur, e ideal să participe la toate aceste reuniuni împreună. Pentru că ăsta ar fi un semnal foarte puternic. Dar chiar și așa, această participare complementară oferă avantaje și României și Republicii Moldova. S-a văzut, pentru cei care au fost sceptici și care au spus Maia Sandu eclipsează pe Klaus Iohannis, Klaus Iohannis este, cum să spun, complexat de toată amploarea visului doamnei Maia Sandu, s-a văzut în conferința de presă comună. După părerea mea, obiectiv vorbind, cei doi s-au completat foarte bine. Nu a existat un moment în care să aibă viziuni diferite, ceea ce cu consider se întâmplă. De exemplu, când aș compara vizita doamnei Maia Sandu cu vizita președintei Ungariei, doamna Katalin Novak. Acolo, în ciuda amabilităților, era clar că doamna Novak, din păcate, reprezenta, mă rog, mesajul unui regim care este mai favorabil Federației Ruse și a avut alte puncte de vedere decât Klaus Iohannis, e clar. Domn profesor, să vorbim și despre locul și rolul Transnistriei, iată, în aceste condiții de război și nu doar în aceste de condiții și nu doar în aceste condiții de război, pentru că despre dosarul transnistrian se vorbește de 31 de ani. Credeți că acum e timpul potrivit ca să fie deschis acest coș politic de soluționare a problemei transnistriene și cine ar avea interes să fie soluționat și cum vin aceste interese din partea unora din moment ce se insistă? Inclusiv Federația Rusă a spus prin vocea ambasadorului Federației Ruse la Chișinău că e gata să contribuie la reglementarea transnistreană. Ama, trebuie înțeles un lucru. Acel decret al președintelui Putin, după părerea mea, scoate Rusia din formatul 5+2. De ce? Pentru că acel decret tocmai asigura participarea Federației Ruse la orice negociere privind transnistria. Și credeți că Rusia nu-și dorește prezența în formatul de negocieri 5+2? Păi nu, aici e lucrul cel mai interesant, pentru că am ascultat declarația ministrului adjunct de externe, în care el spunea așa... Rus. Da, rus. El a spus așa, acest format 5+2 este pus în pericol de Republica Moldova, deci atenție, ce face Federația Rusă, e pus în cârca Republicii Moldova, ne îndoim, deși noi depunem eforturi, el va funcționa, adică, vedeți, exact în oglindă, cum depui eforturi când tu îl subminezi. Deci, și iarăși e foarte interesant că început războiul din Ucraina a fost prefațat de denunțarea acordului de la Minsk. Și tot așa s-a spus, noi nu ne retragem din acordul de la Minsk, dar a devenit imposibilă participarea și din cauza Ucrainei, de fapt, nu funcționează acordul. Adică Rusia tot timpul pune în spatele celorlalți ceea ce face ea. Ăsta mi se pare lucrul cel mai îngrijorător în momentul de față. Acum, Federația Rusă a trebuit întrebată foarte clar. Dorește să participe în continuare nu la formatul ăsta, la vreun format de negociere? Dorește să rezolve pe cale pașnică acest conflict înghețat, care este cel din Transnistria, sau nu mai este deloc interesată, ori este interesată să intervină agresiv. Cred că întrebările astea trebuie puse foarte direct. Dar părerea dumneavoastră, direct. Există interes ca Rusia să contribuie la rezolvarea problemei transnistrene sau să facă un pas înapoi? Nu, în momentul de față, Federația Rusă are acest balon fierbinte pe care nu mai știe cum să-l manevreze, pentru că cred că și ei au realizat faptul că în Transnistria nu mai este o colonie rusească. Era la începutul anilor 90. Astăzi lucrurile sunt mult mai complexe în Transnistria. Rusia, foarte interesant, folosea până nu demult argumentul acelor, mă rog, consultări, false consultări care au fost în Transnistria privind
independența și așa mai departe, care au fost prin 2005-2006. Observați că Rusia nu mai folosește acele argumente, pentru că situația s-a schimbat. Astăzi, cei din Transnistria, sigur, nu sunt împotriva Federației Ruse, dar vor să-și croiască un alt destin care să nu mai depindă 100% de Moscova. Dacă ar fi posibil, nu știu, 90% sau 10%. Trebuie întrebați. Dar, repet, nu mai este acea situație în care se apăsa pe un buton roșu la Kremlin și la Tiraspol se spunea să trăiți. Dar credeți că Tiraspolul își decide acum propriul destin și îl croiește de unul singur? Încă nu. Încă nu. E un proces foarte complex în momentul de față. Există foarte multe persoane care au cetățenia moldoveană, română, ucraineană, rusă în Transnistria. E un conglomerat care încă nu știe unde să meargă. În orice caz, războiul din Ucraina încurcă foarte mult situația din Transnistria. Nu este... Unii așa spun cum e că nu doar încurcă, Moscova. Dar din contra, că și se descurcă ițele. Într-un fel, dar deocamdată e încurcat, pentru că Transnistria se obișnuise să fie o placă turnantă între Chișinău, Ucraina, Rusia, acum nu mai este posibil. Și acum li se cere acestor oameni să fie 100% cu Maica Rusie. Poate nu vor. Aici e și o oportunitate de exploatat. Lucrurile sunt foarte, cum să spun, se derulează foarte rapid și nu știm ce se va întâmpla, dar în mod cert, așa cum spuneam, nu mai este situația în care Igor Smirnov spunea, da, să trăiți, facem exact ce dictează Credeți țarul. Credeți că Vadim Krasnoselski are alt mesaj sau altă poziție, altă atitudine? El depinde de opinia cetățenilor din Transnistria. Krasnoselski nu este Vladimir Putin. Nu are la dispoziție un aparat represiv atât de vast încât să spună nu-mi pasă de ce spun oamenii. Iar transnistrenii nu mai sunt, repet, în situația în care să dorească 100% lipirea de Federația Rusă. Domn profesor, dar după ce liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a spus public că sunt scenarii plămădite la Moscova care ar duce către destabilizarea situației din Republica Moldova și cei de la Kremlin nu tac și spun că Ucraina ar avea interesul să destabilizeze situația prin această regiune secesionistă transnistreană. Da, iarăși este aceeași... Și Rusia ce mai spune? Că ei sunt gata să-și apere cetățenii care se află pe teritoriul regiunii transnistrene, în stânga Nistrului, și au făcut referire la forțele de menținere a păcii. Acum, întrebarea fundamentală este cine are mai mult interes în Transnistria în momentul de față? Are Ucraina mai mult interes? Are Federația Rusă? Sau... oarecum, să spunem, Uniunea Europeană, Statele Unite și așa mai departe. Și cine ar avea cel mai mare interes? Aici este o întrebare deschisă. Cred că de la începutul războiului situația fluctuează. Adică sunt momente în care Ucraina spune noi suntem garantul Transnistriei, dacă ne chemați pe noi în ajutor rezolvăm problema. Dar cum tălmăciți acest mesaj? Dar sunt mult mai intense momentele în care Rusia spune același lucru. Deci dacă le punem în oglindă, vedem că Kievul a transmis acest mesaj de 2-3 ori, pe când Federația Rusă îl transmite zilnic. Și atunci răspunsul la întrebarea cine are mai mult interes în Transnistria, cred că este categoric Federația Rusă. Ucraina are un interes, nimeni nu neagă la acest lucru. Pentru că, așa cum am spus, există persoane care au cetățenia ucraineană. Și atunci și la Kiev se gândește că este legitim să se intereseze de soarta Transnistriei. Ucraina nu vrea să fie deschis un alt front în Transnistria, nu poate să reziste pe multiple fronturi, totuși e o țară, nu este un imperiu Ucraina, da? Și atunci, evident că Ucraina nu vrea să se deschidă acest conflict înghețat. Dar cheia înțelegerii situației este aceea că, de fapt, Transnistria nu mai e un conflict înghețat.
pentru cei care urmăresc ce se întâmplă atent la Tiraspol și în general ce s-a întâmplat în ultimii ani, a devenit un regim politic, cum să spun, sui generis. Deci nu mai este conflictul înghețat presupune că nu funcționează nimic, da? Că instituțiile nu funcționează, așteaptă rezolvarea situației, toți stau cu arma la picior și așteaptă negocieri. Situația din Transnistria nu mai este aceasta. Dar vreau să vă întreb, totuși credeți că în mințile unor demnitari ruși mai există și scenariu că am putea să atacăm Ucraina din regiunea transnistreană? Cred că ar fi o consecință a unor alte acțiuni pe care le plănuiește Federația Rusă. Pentru că, vedeți, aici e greu de spus care este planul, pentru că o ascultam pe propagandista șef a Kremlinului, doamna Skabaeva, care spune așa, care este scopul operațiunii militare speciale? Nici noi nu știm. Este ceea ce ne va spune comandantul suprem, adică Vladimir Putin. Dacă el decide să mergem la Berlin, mergem la Berlin. Adică, într-un sistem autoritar, da, se creează această piramidă a puterii în care nimeni nu mai are inițiativă. Totul depinde de o decizie de sus. Întrebarea este ce vrea Vladimir Putin? Vrea să ocupe toată Ucraina? Vrea să se limiteze la provinciile anexate? Vrea să se limiteze la Donbass? El însuși e confuz asupra scopurilor. El cred că în continuare, și o spun cu toată răspunderea, are acest scop maximal de a avea un regim prietenos la Kiev, absolut supus, exact ca în Belarus, și de a stăpâni o mare parte din Ucraina. Deci ăsta e scopul lui Vladimir Putin în momentul de față. Da, mai mulți lideri occidentali totuși trimit și mesaje de felul că acest război în Ucraina putea să fie o împotmolire pe termen lung. Este posibil, pentru că noi ce vedem în ultimele luni, practic, avem un război de uzură în care nicio parte nu înaintează, există un oarecare echilibru, ceea ce Ucraina nu are cantitativ compensează calitativ, ceea ce Federația Rusă nu are calitativ compensează cantitativ prin mai multe persoane, prin mai mulți soldați dislocați pe teren. Adică e mod evident un echilibru de forțe. Tocmai de aceea Occidentul încearcă să rupă acest echilibru. Asta rămâne de văzut. Nu știm cum vor fi folosite noile echipamente militare. Dar în orice caz, acest mare risc este ca un război de uzură să se transforme într-un conflict înghețat. De multe ori se întâmplă așa, alte ori nu se întâmplă așa, alte ori intervine o situație excepțională din afară. Primul război mondial a fost exact așa, 4 ani, lupte de uzură, lupte în tranșee, până când intervenția Statelor Unite a generat noi reguli în război și a pus capăt războiului și s-au destrămat. Sancțiunile impuse Federația Rusă, 9 pachete sau câte pachete de sancțiuni au fost deja aplicate, unul e pe cale să fie aplicat. Chiar nu trezește la viață cetățenii din Federația Rusă și în general, ce părere aveți dumneavoastră despre percepția rușilor referitor la această agresiune a țărilor, a liderului lor în Ucraina? Sancțiunile nu sunt... Vladimir Putin a spus că economia merge bine și foarte bine în acel discurs. Da, economia rușă a scăzut cu 2%, sigur nu este catastrofal, el a compensat schimburile comerciale cu alte regiuni din lume. Problema e că nicăieri în istorie sancțiunile nu au determinat un alt curs al unui război, unui conflict major, decât în timp. Sancțiunile sunt o travă lentă. Să nu ne așteptăm ca sancțiunile să fie tipul acela de o travă care a administrat condamnaților la moarte. Nu. Este vorba de efecte care nu se pot produce decât în timp. Haideți să facem o paralelă. Sancțiunile care au fost la adresa, sigur, nu se pot compara, erau mai puține asupra fostei Iugoslavii. Au fost tot așa instituite imediat ce a început războiul. Ele și-au produs efectul de-abia după 4 ani. Mai spune că și-au produs efectul după 10 ani,
când a fost dat jos de la putere Milosevic, pentru că oamenii au ieșit în sadă împotriva lui Milosevic. Nu pentru că, mă rog, și din cauză că, în fine, pierduse războiul în Kosovo și era o opinie publică nefavorabilă, dar și din cauză că oamenii au simțit pe pielea lor că o duc mai rău. Dar asta s-a întâmplat în aproape la 10 ani de la începutul conflictului. Ceea ce spunea aici la Vocea Basarabiei ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, că peste 90% din cetățenii Ucrainei îl susțin pe liderul lor Volodymyr Zelensky și sunt gata să lupte și în continuare pentru integritatea și suveranitatea Ucrainei, ce spun sondajele din Federația Rusă, că și acolo Vladimir Putin s-ar bucura de susținere din partea cetățenilor. Cum citiți dumneavoastră aceste rezultate? E foarte interesant că în Ucraina popularitatea președintelui Zelensky a crescut brusc la începutul războiului. El a fost ales, mă rog, cu procent de 60% în turul 2 și cam acolo se situa și brusc a crescut la 90% și constant de un an de zile acolo la 90%. În ceea ce așa pe Vladimir Putin, noi nu putem măsura într-un regim autoritar preferințele electoratului pentru că oamenilor le este frică să răspundă. Sigur, avem niște indicatori, există totuși institute de sondare care nu sunt chiar aservite Kremlinului, dar în continuare persistă această întrebare. Repet, oamenii nu prea sunt dispuși să spună. Chiar dacă ar susține un alt lider, le este frică să spună. Să vorbim și despre popularitatea politicienilor din Republica Moldova. S-a făcut acum aceste schimbări pe dimensiunea guvernamentală, a plecat doamna Gavriliță și doi miniștri, a venit domnul Recean în fruntea executivului, au fost aduși și alți miniștri noi. Credeți că va crește popularitatea partidului de guvernământ, popularitatea Maia Sandu în continuare și pe ce s-ar baza o eventuală creștere a popularității politicienilor de la guvernare în Republica Moldova? Am văzut ultimele sondaje, lucrurile sunt foarte amestecate, adică dacă ar fi să dau un titlu general, o caracterizare generală a acestui ultim sondaj, care e mai destul de complex și destul de credibil, cred, este confuzie. Aceiași oameni care spun că ar dori integrare, mă rog, ar dori să rămână cumva în această comunitate a statelor independente, o apreciază și pe doamna Maia Sandu, care renunță total la apartenența la această comunitate. Aceiași oameni care l-ar sprijini pe domnul Ceban, cred că sprijină și Ucraina, adică ei nu văd incompatibil cele două opțiuni. Există o mare confuzie în Republica Moldova în momentul de față, asta trebuie spus. Cel puțin așa se vede de la București și interpretând foarte obiectiv rezultatele sondajului. Și pe de altă parte, n-are cum să nu fie așa. Pentru că, uite, eu am fost surprins de când am venit la Chișinău, am găsit produse din Federația Rusă, importate. Sigur, prin țări terțe. Ceea ce la București nu se mai vede. La București, proprietarii acelor magazine de mărfuri rusești, din prima zi a războiului, o familie care sunt dizidenți, au pus un afiș și au spus că suntem împotriva războiului. Afiș care a rămas. Pentru că altfel pierdeau clientela. Asta s-a întâmplat peste tot în Europa. Republica Moldova e într-o situație dificilă pentru că nu poate să aplice 100% sancțiunile la adresa Federației Ruse. Nu poate nici să nu le aplice și atunci le aplică oarecum selectiv, mergând pe o funie foarte îngustă. Adică încercând să meargă înainte ca să nu dea înapoi. Nu știu cum să mai spun. Deci e o situație dificilă și asta se vede din confuzie. Totuși, în aceste condiții, mie personal, mi se pare că doamna Maia Sandu are un curaj nebun, în sensul că ea este unul dintre puținii politicieni care merge mai departe decât prezentul, mai departe decât ceea ce a trebuit să fie prezent și are o viziune pentru viitor. Sunt puțini acei politicieni care încearcă să creeze o linie și să aibă curaj, pentru că
Asta e diferența între lideri precum Zelensky, Maia Sandu, Biden și Putin. Diferența este de curaj. Vladimir Putin nu are curaj. El nu s-a deplasat niciodată, de exemplu, în Donbass. Chiar și în partea ocupată. Este de neconceput acest lucru. El trebuie să fie în spatele unui birou în care să dea comenzi, să cât mai izolat, pe când acești lideri au curaj. Vladimir Zelensky se duce pe front, Joe Biden merge cu trenul 10 ore în condiții de bombardament, Maia Sandu spune, haide să lăsăm la o parte ce este astăzi, să vedem ce se va întâmpla în viitorul apropiat, pentru că doar așa putem să avansăm. Pe final, dar foarte important, să vorbim despre cooperarea bilaterală între Republica Moldova, dintre Republica Moldova și România. Maia Sandu tocmai a fost în vizită la București și deja a anunțat șefa statului că și premierul Dorin Recean urmează să întreprindă în scurt timp o vizită în România. Cum ați descrie dumneavoastră aceste relații pe ambele maluri ale Prutului? Unii spun că în cei 31 de ani de independență nu s-a înregistrat așa o relație bună, sau cum să zic, relație la cote maxime, apogeul cooperării moldo-române. Dumneavoastră ce ziceți? Vedeți, aici cea mai bună paralelă cred că este dată de... Eu totdeauna m-am gândit la această imagine, filmul lui Tarkovski despre Rubliov. În finalul acelui film, un copil care nu știe să facă clopote, face un clopot foarte bun. Și la sfârșit plânge pentru că nici lui nu-i venea să creadă. Pentru că a avut curaj și credință. Ei, asta se întâmplă în relația între România și Moldova. Nici România și nici Republica Moldova nu știau să facă clopote, da? Să acționeze în situații de criză energetică, cum să coopereze. Nu existau aceste mecanisme. În ciuda declarațiilor politice, acorduri bilaterale și mai departe, a trebuit din mers să ne adaptăm și România și Republica Moldova, și din mers s-a reușit o variantă care cel puțin până acest moment are succes. Republica Moldova, în ceea ce independența energetică, a realizat într-un an mai mult decât în ultimii 30 de ani, ceea ce este cu totul și cu totul remarcabil. Dar credeți că e momentul să se insiste să se facă unirea? E foarte greu de spus. Opinia publică din Republica Moldova este mai favorabilă în momentul de față. A crescut de la începutul războiului din Ucraina undeva la 10-15%, ceea ce este cea mai mare creștere anuală din tot ce s-a întâmplat până acum. Totuși e undeva pe la 35%. Deci nu a depășit acea cotă critică de 50%. Întotdeauna am spus că în momentul în care se va depăși o cotă simbol de 50%, putem să începem să punem problemă. Câtă vreme se menține această confuzie și România este încă privită ca, mă rog, fiind un stat care poate avea interese obscure, colonialiste, nu știu, în Moldova, câtă vreme avem remanența asta a discursului lui Putin, că el ne spune lucrul ăsta. Dom'le, toate celelalte state au interese colonialiste, numai noi nu. Deci e o remanență a influenței sovietice sau influenței ruse care nu se elimină imediat. E nevoie de timp. Domn Carp, și totuși cum ar dispare cotarul de la Prut? În ce condiții? Ați spus 50% din populație pe un mal și altul al Prutului ar trebui să dorească această unire? Da, da. Mai mult, nu, am spus, în momentul în care va exista o astfel de majoritate, putem începe discuția, pentru că discuția e complicată. Acum, integrarea europeană asigură, de fapt, conectarea celor două sisteme, ele sunt deja conectate. Adică sistemul medical, sistemul educațional, sistemul financiar, nu mai acționează ca fiind două sisteme diferite. Capitalul românesc este prezent în Republica Moldova. Am văzut în timpul pandemiei, de fiecare dată România a intervenit la Chișinău, ca și cum ar fi intervenit în ajutoarea asemenilor în orice zonă a României. Deci,
tipul ăsta de integrare de care aduce două țări la o identitate de facto, cred că este benefică și s-a reușit ceea ce nu s-ar fi reușit dacă s-ar fi făcut, să spunem, o unire bruscă. Dacă, să spunem, pentru că e foarte interesant ceea ce urmează să vă spun. Astăzi România și Republica Moldova sunt mai integrate decât erau provinciile românești cu Basarabia după 1918. Integrate de facto, vorbesc la nivelul acesta al energiei medicale, educațional și așa mai departe. Haideți să ne gândim, în 1918 până în 1940 era atât, se discuta atât de mult despre două sisteme energetice ca fiind un ansamblu? Nu, era de fapt o rezolvare pe moment a unei situații. Dar noi când vorbim de interconectarea celor două sisteme energetice, vorbim de o chestiune pe termen lung, pe care, atenție, cei din perioada interbelică nu o gândeau. Dar apropo, când e vorba despre unire, trebuie să-și spună cuvântul și marile puteri. Acum, încă o dată, discutăm de o chestiune care... Ipotetică, dar se discută și trebuie să vedem ce scenarii sunt cu șanse și ce scenarii sunt populiste. Da, acum, prioritatea numărul unu în Republica Moldova, cred eu, este să convingă Bruxelles-ul că e nevoie de o tratare specială a cazului Republica Moldova. Puțin știu că, de exemplu, s-a creat o unitate numită Ucraina în cadrul acelei direcții care se ocupă de extindere. Și atunci spune întrebarea, unde e Republica Moldova? Că până acum era Patriatul Estic, Ucraina, Georgia, Moldova. Unde e acum Republica Moldova? Miza următoarelor luni este ca Republica Moldova să spună, dom'le, creați această divizie specială pentru Republica Moldova, pentru că este la Bruxelles, pentru că este un caz cu totul special. Vom reuși să facem acest lucru pentru că Republica Moldova e într-o situație foarte paradoxală. A rămas singură într-o categorie în care nu mai e nimeni și se pune problema unde să fie, să fie cu Balcanii de vest. Problemele Ucrainei sunt atât de complexe încât, într-adevăr, era nevoie de o direcție specială cu 25 de diplomați. Păi și până la urmă, Ucraina și Moldova pe aceeași cale împreună să ajungă în UE sau fiecare își face tema de acasă și în funcție de decizia Bruxelles-ului? Repet, în momentul în care s-a spus pentru Ucraina trebuie o abordare specială pentru că este o problemă complexă și vrem să o rezolvăm cât mai rapid, cred că și România și Republica Moldova trebuie să spună acum la Bruxelles și Republica Moldova are o situație cu totul specială, formați acea direcție dedicată exclusiv integrării europene a Republicii Moldova. Nu e o decizie ușoară de luat la Bruxelles, atenție. Bine, dar am vorbit și cu europarlamentari, am vorbit și cu politicieni din Republica Moldova și de peste hotare care spun că totuși acum merg împreună cele două state, la un moment dat ar putea fiecare pe calea ei să meargă, dar că Republica Moldova, pentru că e și un stat mai mic și că e o populație mult mai mică, ar putea să aibă ferestruica deschisă sau, cum să zic, o cărărușă mai de parcurs mai puțin pași ca să ajungă în UE. Da, asta este strategia Republicii Moldova. Doar a Republicii Moldova? Nu, e o strategie inteligentă pe care am avut-o și Croația când a intrat la Uniunea Europeană și ulterior cu Schengen, adică o țară mică, probleme mici. Da și nu. Da și nu. Pentru că Croația era în afara spațiului de posibilă agresiune a Federației Ruse. Când spun agresiune, mă refer nu numai la... Mă refer la războiul hibrid și la agresiuni mediatice, printre altele, nu? Deci, Republica Moldova e într-o situație specială. Cred că poate să meargă în continuare pe aceeași cale, dar adăugând această chestiune, atenție, noi suntem o țară mică, la umbra unei țări uriașe care ne amenință.
Adică cele două lucruri trebuie făcute în paralel. Dar aici ar conta și vocea României când ar insista ca Republica Moldova să se apropie cu pași siguri de acest termen de sau de această zi de aderare? Deci, în momentul de față, este absolut normal la Bruxelles ca atunci când se discută despre Republica Moldova, România, prin diversi reprezentanți în Parlament, în Consiliul, în Comisie, să fie întrebați care este punctul de vedere, chiar și informal, ceea ce contează foarte mult. Ziceam că a fost Maia Sandu însoțită de Nicu Popescu la București, dar este așteptat în capitala României și premierul nou desemnat, nou ajuns în funcție, Dorin Recean. La ce să ne așteptăm de la această vizită a șefului guvernului la București? Cred că este foarte important că domnul Recean are prima vizită în sănătate în România. E simbolică? Da, pentru sau că... Sau pragmatică? Și. Și marchează o premieră, pentru că, în general, președinții Republicii Moldova au făcut acest prim drum la București. Maia Sandu l-a făcut după ce a fost aleasă în această funcție. Dar acum se întâmplă ca și primul ministru să facă exact același traseu simbolic pe care l-a făcut președintele Republicii Moldova, ceea ce este foarte important pentru că arată o unitate de gândire la Chișinău și tot ce sper este ca această unitate să fie pe termen lung, pentru că au mai fost perioade în care a fost o unitate între șeful statului și primul ministru, de aia n-a durat mult timp. Deci eu sper ca această unitate se mențină. Unitate de gândire în sânul guvernării, dar există opoziția și opoziția are o cu totul altă poziție și abordează cu totul altfel și apropierea de Uniunea Europeană și relația cu Federația Rusă pe care trebuie să o aibă Republica Moldova și soluționarea problemei transnistrene. Da, numai că opoziția este foarte heterogenă. Opoziția la actualul guvern este formată din partide care nici ele nu știu exact unde se află. Ele transmit următorul mesaj. Nu, noi suntem cu Rusia. Încercând să escamoteze niște legături care există. Adică până când ele nu vor ieși din paradigma asta, nu noi sprijinim Rusia, nu cred că se va putea. Adică eu am văzut, de exemplu, deci nu există acțiuni concrete prin care să fie o contestare pe baze de principii. Am văzut și la investirea guvernului Recean. N-au fost discursuri în Parlament care să vină din partea unei opoziții unite să spună nu-l vrem pe domnul Recean pentru că și să se enumere niște principii. Nu e vorba de așa ceva. O destabilizare a situației, așa cum s-a vorbit cu insistență că ar putea să fie în Republica Moldova, ar putea, la modul cel mai serios, să se ajungă ca să fie destabilizată situația și cine ar destabiliza-o și cum ar destabiliza-o? Există două modalități prin care situația dintr-o țară poate fi destabilizată. Prima este din interior, acea situație care se numește America Latina autogolpe, adică militarii, structurile de forță, da, încearcă să impună un personaj la conducerea statului și asta, lucrul ăsta nu se vede din afară decât i-a anunțat nou președinte, să zic așa, sau nou premier, care e un militar sau cineva apropiat de aceste structuri. Nu e cazul Republica Moldova. Slavă Domnului, nu se întâmplă așa, nu se poate întâmpla așa ceva. Sau o altă situație este această destabilizare prin proteste violente, proteste de masă. Iarăși, am urmărit ce s-a întâmplat duminica trecută la Chișinău. Și pentru săptămâna viitoare sunt anunțate proteste. Dar numai că ele nu pot atrage acea masă critică care, să spunem, ar putea să devină atât de violentă încât să schimbe puterea. Slavă Domnului, eu cred că aici este situația în care ne aflăm. Dar cine organizează aceste proteste? Vă este clar? Greu de spus. Sigur că domnul Șor are tot interesul să destabilizeze situația din Republica Moldova, profitând de anumite probleme care sunt reale. Deci, și Maia Sandu a realizat acest lucru și tocmai de aceea a făcut această schimbare în cadrul guvernului, dar ei încearcă să supra-liciteze niște probleme
fără a le explica oamenilor că, de fapt, situația în Republica Moldova nu are cum să fie miraculos mai bună. Vedeți, ei nu explică faptul că, de exemplu, prețurile au crescut peste tot în lume, că e vorba de o inflație sistemică, că, de fapt, toți ne confruntăm cu problema asta. Ei nu explică faptul că Federația Rusă are aceste probleme, da? Că ea, la rândul ei, este atinsă de fenomenul ăsta. Totul e prezentat în alb și negru, adică în Rusia e bine, în Moldova e rău. Și cetățeanul se poate dezmetici, iată, pentru că îi se transmit mesaje din ambele tabere și pentru că se consideră că încă spațiul informațional rămâne a fi unul toxic, e multă dezinformare, e multă manipulare. E ușor cetățeanului, credeți, că să facă alegerea sau să aleagă grâul de neghină? Nu e ușor, dar întotdeauna cetățenii vor alege varianta pașnică. Mi-aduc aminte în primele zile ale războiului, când România era confruntată cu un val masiv de refugiați, un șofer de taxi mi-a spus așa: accept să dau la benzină și de 3 ori prețul, numai să nu fie război în România. Așa cred că se gândește și Republica Moldova. Oamenii acceptă foarte multe chestiuni care nu le-ar accepta în mod normal atunci când văd ce se întâmplă în Ucraina. Prețul păcii astăzi e mare și destul de mare și de asta e nevoie ca să existe suficientă, probabil, voință politică ca să fie instaurată această pace. Mulțumim mult pentru această discuție. Amintim celor care au urmărit ediția Punctelor de Reflecție că am discutat astăzi cu profesorul de la București, politologul din România, Radu Carp. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii aici, în Republica Moldova, dar și la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Toate bune, pe curând! Plăcere.